nevoia să le mulțumesc Cristinei Cioapă și lui Astrid Gamboze. Fără ele, după cum ați văzut, aceste două cărți pur și simplu nu ar fi existat. Sunt cărți, într-un fel, cărți care au avut această soartă fericită de a fi una creată din ceva ce există și una descoperită. În urma lecturii acestor două cărți, cea căreia simt nevoia să-i mulțumesc și mai mult și parcă pe an ce trece tot mai mult, este Monica Lovinescu. Și de aceea, spre deosebire de alte lansări la care spun liber câteva cuvinte, mi-am notat un soi de mic exercițiu pe care l-am făcut și cu alți oameni la care țin, care se numește De ce o iubim pe Monica Lovinescu. Tot ce spun aici este din cele două cărți. Deci, de ce o iubim pe Monica Lovinescu? Pentru că a rămas până la sfârșit tributară față de ce se întâmplă în țară și afirmă tranșant. Din acest punct de vedere, nu am de dat socoteală nimănui. Pentru că îi plăcea să înnoate și numește mare elementul meu primordial. Pe malul și în apele ei, acolo, la Mangalia, am impresia că am devenit eu însă. Pentru că s-a războit cu computerul, pe care îl numește ordinator, cheie franceză, și s-a încăpățânat să învingă. Pentru talentul ei literar, pe care și l-a sacrificat fără să ezite pe scena istoriei și care totuși iese la iveală, de pildă în amintirile din școală. Elevă se descrie ca fiind mai curând o ipoteză de om, un proiect încă nerealizat. Când intra o boală în mine, nici n-avea unde să locuiască. Pe terenurile de volei sau de fotbal, în timpul recreațiilor, mă pierdeam ca un punct inutil. Pentru modestia ei și felul în care recunoaște totuși că e flatată și bucuroasă de vorbele bune, fără a cita lucrurile intolerabil de laudative la adresa ei. Cheamă la telefon, e expresia ei, ca să le mulțumească celor care au scris cronici la cărțile ei. Tania Radu, care și-a lansat ieri o carte aici, a fost una dintre cele chemate. Pentru că atunci când critică, se gândește poate că sunt nedreaptă, iar când a greșit, nu întârzie cu fair play să o recunoască. În alt fel decât tatăl ei, e așadar adepta revizuirilor. Și pentru că a greșit adesea judecând oamenii, în genere prea generos și nici de cum prea necruțător. Nu știu de unde faima de intransigentă. Nu e așa. Ceea ce nu înseamnă că e infailibilă, ci doar onestă și corectă cât e omenește posibil. O iubim pentru V al ei, cum apare Virgilie Runca în jurnal, și citatele din el. Din câteva linii iese un personaj cuceritor care are o listă cu 100 de oameni în care își pune speranța pentru țară, care iubește poezia, merge cu bastonul la FNAC și vine acasă cu câte o carte de 900 de pagini despre totalitarism, pe care boala îl topește încetul cu încetul și pe care diarista îl iubește cu tenace discreție. O iubim și pentru ceea ce nu spune sau șterge. Pentru prietenii ei bucureșteni, dintre care unii sunt și ai noștri și câțiva sunt de față, pentru că a rămas fidelă salatei de vinete și mititeilor, pentru revolta față de excesele corectitudine politice și față de excese și extremisme de orice fel, pentru că n-a devenit o fanatică și pentru că nu și-a dorit puterea nici măcar în literatură. E din ce în ce mai greu în ziua de azi să vezi oameni care nu-și doresc puterea. Pentru felul în care își controlează subiectivitatea și pentru cum și-o recunoaște. O admirăm pentru că, vrem nu vrem, e un model și multe lucruri rele nu s-au întâmplat în România datorită microfonului la care a vorbit ea la Europa Liberă. Pentru că n-au obosit să-și apere prietenii, pe Eliade, Cioran, Ionesco, și pentru că asta nu i-a împiedicat, când era cazul, spiritul critic, lipsit de orice urmă de răutate. Pentru că a rămas fidelă unei singure edituri, pentru că
zâmbim la telefonita ei, explicabilă prin depărtarea atât de mare la care se afla de cei care erau atât de aproape, și pentru că n-a mai ținut jurnal, un obicei de o viață, atunci când a crezut că și l-ar transforma într-un trist buletin medical. O iubim pentru că a dat singura istorie vorbită a literaturii române contemporane, și eu datorăm Cristinei Cioabă de asemenea, și pentru că în ea și dincolo de ea în viață a știut să găsească proporția de aur între estetic și estetic. Pentru felul atât de rar în care trăind și citind în vest, înțelege bine ce e în est. Pentru simțul ei critic, era în stare să-ți facă oral la telefon o cronică la o carte, mai bine scrisă decât cronicile scrise, și pentru simțul moral foarte dezvoltat. Pentru conștiință. O citim pentru a prelua și noi ștafeta datoriei de memorie. Soții Lovinescu Ierunca au transmis-o unor tineri și mai puțin tineri, dintre care două persoane sunt de față, iar gândul că au reușit acest lucru a dat sens întregii lor vieți. Am și un postscriptum și pentru insigna pe care a purtat-o, pe care scria cu markerul Solidaritate. Mă simt solidară cu Monica Lovinescu, cum cred că ne simțim cu toții, și vă mulțumesc că sunteți aici. Înainte de final, îmi fac o datorie de onoare din a mulțumi editurii Humanitas și în special doamnei Mona Antohi, care îi datorez mulțumiri și pentru prima carte a Ecaterinei Bălăcioiu Lovinescu.